Informația de ultimă oră, cel puțin 6 oameni au murit în urma unui incendiu izbucnit într-un club din sudul Spaniei. Alte persoane sunt date dispărute, iar la această oră are loc o amplă operațiune de căutare a posibilelor victime. Radu Trăscău, corespondent Antena 3 CNN în Spania, în acest moment în legătură telefonică directă. Te ascultăm, Radu, care sunt informațiile? Bun găsit, Maria Linda, bun găsit tuturor. Ei bine, în dimineața acestei zile, la ora 6 dimineața, a izbucnit un incendiu în cea mai cunoscută zonă de distracții din Murcia, Antalya, în unul dintre cele mai cunoscute cluburi, Teatrul din Murcia, clădiri care sunt vechi și recondiționate. Acest incendiu a fost stins de mai bine de 40 de pompieri și încă se lucrează la stabilizarea situației pentru ca pompierii să poată să intre în clădire. Vorbim de 6 decese confirmate din partea Centrului de Coordonare a Situațiilor de Urgență, dar aceștia se tem că numărul victimelor ar putea să crească pe măsură ce pompierii vor avea acces deplin în local. Și, ei bine, 4 persoane au fost tratate deja pentru intoxicație din cauza inhalării cu fumul provenit din incendiu. Lucrările de stingere a acestui incendiu au fost până în prezent făcute doar de către personal de la sol, deși au fost chemate și elicoptere speciale pentru stingerea acestor incendii. Primarul din Murcia își arată regretele față de victime și cere o investigație profundă asupra acestei situații. De altfel, unitatea specială a Direcției Generale de Poliție Murcia pentru incendii este la fața locului pentru a determina originea incendiului și pentru a clasifica și clarifica circumstanțele care au dus la această situație tragică. Mulțumesc foarte mult, Radu Trăscău, corespondent special Antena 3 CNN în Spania. Așadar, doamnelor și domnilor, 6 persoane în acest moment decedate în urma acestui incendiu devastator dintr-un club din Murcia, din sudul Spaniei. Alte 10 de persoane sunt date dispărute. Acțiunile de căutare a victimelor continuă chiar și la această oră. Sunt imagini pe care le urmăriți chiar în acest moment de la acest incendiu extrem de puternic din sudul Spaniei. Vedeți că întreaga clădire, întregul club, iată, a fost cuprins de flăcări. Așadar, 6 morți și posibil 10 de răniți. Sunt deja foarte multe anchete în desfășurare pentru a se vedea de la ce a pornit acest incendiu. Urmărim și te așteptăm, Radu, cu noi informații.